Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom face aplicații ale relațiilor metrice în triunghi dreptunghic. Să facem cunoștință cu Andrei. Bună, Andrei! Andrei vrea să facă o schiță cu clădirile importante din viața lui, și anume casa lui, casa bunicii, școala în care învață Andrei și primăria din localitate. Realizează această schiță și vede unde sunt amplasate clădirile respective și distanțele pe care le cunoaște. Și anume, de la casa lui Andrei la casa bunicii sunt 2 km, iar de la casa bunicii la primărie sunt 1,6 km. Schița lui Andrei are forma unui triunghi dreptunghic ABS, dreptunghic în A și înălțimea corespunzătoare ipotenuzei AP. Cu A anotat casa în care locuiește, cu B casa bunicii, cu S școala și cu P primăria. Cunoaște lungimea segmentului AB de 2 km și PB de 1,6 km. până atunci să ne aducem aminte de teorema lui Pitagora, așa nume, într-un triunghi dreptunghic, suma pătratelor lungimilor catetelor este egală cu pătratul lungimii ipotenuzei. Deci, în triunghiul ABC, cu unghiul A de 90 de grade, avem AB pătrat plus AC pătrat este egal cu BC pătrat. Să ne aducem aminte și teorema înălțimii. Într-un triunghi dreptunghic, lungimea înălțimii dusă din vârful unghiului drept este media geometrică a lungimilor proiecțiilor catetelor pe ipotenuză, și anume în triunghiul ABC, înălțimea AD pătrat va fi egală cu BD ori DC. Precum și teorema catetei în același triunghi dreptunghic, și anume, într-un triunghi dreptunghic, lungimea unei catete este media geometrică între lungimea ipotenuzei și lungimea proiecției catetei pe ipotenuză. Deci, în triunghiul ABC cu unghiul A de 90 de grade și înălțimea AD avem AB pătrat. Este egală cu BC, ori proiecția catetei pe ipotenuză BD. Bineînțeles că această teoremă catetei se poate aplica și pentru cealaltă catetă AC, și anume, AC pătrat este egală cu ipotenuza BC, ori proiecția catetei AC pe ipotenuză, și anume CD-ul. Să revenim la problema lui Andrei. Deci avem triunghiul ABC, dreptunghic în A. Am dus AP, care este înălțimea în acest triunghi dreptunghic. Știm că ab este de 2 km, iar BP-ul este de 1,6 km. Să calculăm restul segmentelor care apar în schiță. Deci dacă ne încadrăm în triunghiul ABS cu unghiul A de 90 de grade, AP perpendicular pe BS, vom folosi teorema catetei și vom avea AB pătrat egal cu ipotenuza BS ori proiecția catetei pe ipotenuza BP ab este de 2 km, la pătrat egal cu BS1, îl cunoaștem, ori BP, care este 1,6 km. 2 la pătrat este 4, egal cu BS ori 1,6, de unde BS egal cu 4 supra 1,6. Ca să ne fie mai ușor la împărțire, amplificăm cu 10 ne dă 40 supra 16, simplificat cu 8 este egal cu 5 supra 2, adică 2,5 km. Am calculat adineauri BS ca fiind egal cu 2,5 km. Să vedem cum putem să-l calculăm pe AP acum. Deci, PS va fi egal cu BS minus BP, adică 2,5 km minus 1,6 km, ne va da egal cu 0,9 km. Și dacă intrăm în triunghiul BPS, în triunghiul mare, cu unghiul A de 90 de grade și AP înălțimea corespunzătoare ipotenuzei, și aplicăm teorema înălțimii, vom avea a pe pătrat este egal cu produsul proiecțiilor catetelor pe ipotenuză, adică BP ori PS. A pe pătrat va fi egal cu BP-ul este de 1,6 ori PS-ul, care am văzut că este 0,9. Deci A pe pătrat este egal produsul efectuat este 1,44, de unde ape va fi egal cu radical din 1,44, radical din 144 e 12 și atunci radical din 1,44 este 1,2 km. Deci înseamnă că distanța de la casa lui Andrei la primărie este de 1,2 km. Deci avem același triunghi, am aflat APU de 1,2 km, știm că BS-ul este de 2,5 km, ce mai trebuie să calculăm este AS. Deci pentru aceasta intrăm în triunghiul mare ABS cu unghiul A de 90 de grade, ce știm? Ipotenuza și o catetă. Pentru a afla cealaltă catetă, aplicăm teorema lui Pitagora. Deci, ipotenuza la pătrat egal cu suma pătratelor catetelor. Deci, AB pătrat plus AS pătrat. BS-ul este de 2,5 la pătrat egal cu ab este de 2 la pătrat plus AS pătrat. 2,5 la pătrat e 6,25. 2 la pătrat este 4 plus AS pătrat, de unde AS pătrat este egal cu 6,25 minus 4. AS pătrat este egal cu 2,25, de unde AS este radical din 2,25. Știm că 15 la pătrat este 225 și atunci radical din 2,25 va fi egal cu 1,5 km. Deci distanța de la Casa lui Andrei la școală este de 1,5 km. Și în felul acesta l-am ajutat pe Andrei să calculăm toate distanțele între clădirile importante pentru el. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc succes în rezolvarea problemelor.